Nașterea Domnului a fost întâmpinată vinerea aceasta cu multă bucurie și de românii ortodoxi din Gyula, Ungaria. La Catedrala Episcopală, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan a săvârșit Sfânta Liturghie. Dincolo de slujirea liturgică care constituie și miezul acestei sărbători și îl aduce și de data aceasta pe Hristos, cu toată dragostea și bunătatea sa prezentă în inimile noastre, un alt lucru deosebit de important și specific acestei catedrale episcopale din Jula este serbarea sau sceneta de Crăciun pe care o prezintă mulți copii. Nădăjduim și îl rugăm pe Bunul Dumnezeu acest praznic care aduce multă bucurie în sufletele tuturor credincioșilor să ne facă și pe noi românii să fim mai buni, să fim mai aproape de Bunul Dumnezeu, dar și mai aproape unii de alții. Ierarhul a dat citire pastoralei la sărbătoarea nașterii Domnului, în care a subliniat măreția darului dumnezeiesc prin nașterea Fiului lui Dumnezeu. La final a avut loc și sărbarea copiilor de la Școala Generală Românească din Gyula. Copiii s-au pregătit foarte frumos și îmi pare bine că prezența copiilor a adunat și pe acei părinți care, să zicem, nu frecventează mereu biserica. Deci, aceste momente sunt foarte importante pentru noi. În fiecare an mă străduiesc ca să încălzesc sufletele copilașilor, acum de sărbătoarele de iarnă, cu colinde, cu poezii creștine, să slăvim pe Bunul Dumnezeu și să-L așteptăm cuvincios. Vin cu mare bucurie, cu voie bună și Bunul Dumnezeu a ajutat ca să fim aici împreună cu toții la nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, împreună cu familia, împreună cu preoții, cu Preasfințitul Siluan. Atât la momentul împărtășirii clericilor, cât și la finalul Sfintei Liturghii s-au cântat colinde.